Laureații Premiului Național pentru anul 2022 au fost protagoniștii ceremoniei festive de decernare organizate la guvern. 8 la număr, câștigătorii reprezintă domenii diferite și pentru mulți dintre ei premiul reprezintă aprecierea activităților de o viață. Personalitățile selectate de guvern au primit medalii, diplome și un cec în valoare de 100.000 de lei. Premiul Național 2022 se acordă domnului Valentin Celac. Valentin Celac are 83 de ani. De aproape 60 de ani se ocupă de cercetări genetice pentru ameliorarea caracteristicilor plantelor. De-a lungul carierei sale, savantul a creat 28 de soiuri de culturi leguminoase, dintre care 18 sunt omologate în Republica Moldova. Premiul acesta, aș zice că mi-a dat aripi pe viitor. Avem de creat noi soiuri, noi forme, de introduse în Republică. Mulțumesc tuturor colegilor, cei care m-au ajutat. Printre cei 8 câștigători ai Premiului Național din acest an sunt fizicieni, scriitori, muzicieni, meșteri populari. Fac cămășile noastre tradiționale, după toate canoanele, unii cămăși. Vara aceasta a fost chiar pe podiumul la Dubai, a fost costumul meu. Premiul acesta mă face și mai mult să acord atenție cămășii noastre cu altiții. Pianiștii Anatolie Lapicus și Iurie Mahovici, care cântă în duet, vor împărți același premiu. Ei sunt soliști ai Filarmonicii Naționale Serghe Lunchevici, iar de 30 de ani promovează imaginea țării noastre departe de hotarele ei. Totodată, ei sunt și profesori universitari la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. În acest răstimp am dovedit foarte multe. Am avut foarte multe evoluări interesante, concursuri, festivaluri internaționale în foarte multe țări ale lumii. Este atât de importanță că noi încă, cred că nu înțelegem în sfârșit ce asta înseamnă pentru noi. Onoarea extraordinară și dorința de a activa mai departe. Prim-ministra Natalia Gavrilița a declarat că perioada dificilă pe care o traversează țara nu este un motiv ca în acest an concursul să nu fie avut loc. Oamenii de valoare pe care îi omagiem astăzi au contribuit nu doar la propășirea spirituală a țării noastre, ci la îmbogățirea vieții culturale și științifice de pe întreg continentul european și întreaga lume. Vă felicit și vă mulțumesc! Laureații au fost desemnați prin vot secret în cadrul ședinței din 12 septembrie a Comisiei pentru Decernarea Premiului Național.